Oricât am răsfoit ziarele de mâine, ele n-au rezultatele din cupele europene. Asta era drama copilăriei noastre, când țineți minte că meciurile de miercuri n-apăreau decât în Sportul de vineri. Evident, joi degeaba te duceai, pentru că ediția se încheia foarte repede și atunci nu mai erau rezultatele, le găseai abia vineri. Până atunci, sigur că noi le aflam din surse ilegale, ilicite, fiecare cum să pricepea. Acum lucrurile nu mai sunt atât de complicate. Noi avem rezultatele în timp ce vorbim la televizor, în direct, în bruma asta de pauză de câteva minute. Învățăm pe de rost și toți marcatorii din cupele europene, știm toate rezultatele. Vine după aia și dam bâra cu o analiză de asta la cald. Păi te închideam în comunism dacă tu veneai să vorbești despre rezultate. Da? Doar Elena Ceaușescu sau Nicu Ceaușescu, că pe Lenuța nu interesa sportul, Nicu Ceaușescu putea să aibă rezultatele, să vorbească despre ele la 20 de minute după ce se terminau. Da, acum, din păcate, s-au pierdut niște tradiții. Radu, mă uitam în Cismigiu, a dispărut, cred că ți-am mai spus asta, colțul microbiștilor. Au murit ăia, da. Păi și ai mei care la coadă la ziare s-au prăpădit. Nici nu-și mai au rostul, poate. Adică rostul și l-ar avea oarecum, dar pe vremuri, oameni precum aceia care se strângeau acolo erau cei care aveau informația adunată și cum era foarte greu să ai informație, cum era foarte greu să accesezi orice lucru în care ai fi putut, din care ai fi putut obține informația, evident oamenii aveau o valoare. Dar cu timpul, iată, a apărut internetul, toată lumea are în buzunar toată informația posibilă, da, disponibilă. Nu mai vreodată, ai nevoie de ei. Așa și nu e. Mai ai nevoie de ei. Noi pe vremuri aflam de la cei care stăteau în parcuri pe cine mai aduce Lucescu la Corvinu. Foarte interesant. Și cu cât va câștiga Corvinu următorul meci pe teren propriu. Dădeau ea în scris. Au tot felul de specialiști dintre ăștia care treceau așa episodic, erau meteoritic și prin parcul respectiv și dădeau așa cum babele dădeau în scris că ce se va întâmpla la biserică așa și ce va spune popa. E bine, ăștia veneau și ne spuneau câte va da Văietuș. Văietuș în sâmbătă, cât o să câștige cu ASEA Corvinu. Erau și oameni care se duceau la ligile inferioare să vadă meciurile. Erau care urmăreau divizia B, care urmăreau divizia C. Oameni de ligi inferioare pe atunci. Nici astăzi nu suntem cu mult deasupra, dar din ligile inferioare, sigur, ne tragem SEVA. Cum să nu? Păi ce vreau să spun, că erau tobă de fotbal. Eu mă trezeam la 9 dimineața, la 10 eram pregătit, la 10:25 treceam Târnava, la 11:25 eram pe stadion, mai aveam 25 de minute până începea Gazmetan Media și cu Carpaz Mârșa. Fost odată la un Gazmetan cu autobuzul. Autobuzul cu gazul era un anul ăla în seria a doua a diviziei B. Mare drama a fost la Media și atunci, când dintr-o eroare de asta de la județeana de partid sau nu știu de pe unde, gazul fusese repartizat în seria a doua, nu mai era cu echipele ardelenești. Și se întâlnea cu toți miticii ăștia, pe care toți medieșenii înjurau 2 ore cu Neanicu în frunte, da? De când începea meciul și până să termina, de miticii ceaușiși nu-i scoteau pe aia. Ăsta era tot show-ul pentru care te duceai la meci. Cum alții se duceau la biserică, dar acolo era mai fad. Bun, pe duminică, dragi prieteni, rămâneți cu Dan Bâra. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni, bun găsit la Un Pont pe Zi. Sunt Dan Bâra, alături de Sabin Pârvante. Salut, Sabin! Salut, Dane, salut, Pariuș! Aproape n-ai ce spune de meciul Stelei din seara asta. Un 0-0 care oarecum nici nu te entuziasmează, nici nu te dezamăgește, nici parcă nu merită comentat prea mult. Da, una peste alta, FCSB a făcut cel mai bun meci al sezonului.
contra Vitoriei Guimaraes. Adică a fost un pic mai consistentă. Adică, da, un pic mai consistentă și un pic mai, mai legată și cu chef de, cu poftă de joc. Pintilii, parcă e un om important acolo. S-a văzut că își ceartă colegii, încearcă să fie cât mai folositor, să se pună în locuri pe teren, să se deplaseze în locuri pe teren unde într-adevăr e nevoie de el și în felul acesta să-și dovedească utilitatea. Făcând chestia asta, automat le reproșează și colegilor săi atunci când e cazul aceleași lucruri care, pe care el le rezolvă, iar colegii săi mai puțin. Și iată, e un antrenor în teren. Ce nevoie mai ai de antrenor la FCSB? Dacă FCSB-ul avea un antrenor... Păi n-ai văzut pe cine îl pune? Pe Vintilă, pe Bogdan Argeș Vintilă. Să sperăm că e valabilă varianta cu Badea, adică să sperăm. Poate vom rămâne surprins. Dar bine, și la Badea, dacă te uiți pe palmare, pe, eu știu, rezultatele lui ca antrenor, nu o să poți să spui, domne, ăsta era omul de care aveam nevoie. Cel puțin în momentul ăsta, înainte să debuteze, poate. Da. Sunt două feluri de antrenori care se pot pune acum la FCSB. Antrenori care să asculte de ceea ce dorește patronul echipei. Și sau antrenori secunzi. Da, revenim la meci. Cred că dacă FCSB-ul ar fi avut un antrenor cu care să fie pregătit, un antrenor clasic cu care să fie început, deja de exemplu, care a plecat în mai, era meciul tur, se terminau 2-0, 3-1, ceva de genul. Slabă tare Guimaraes, adică să nu ne facem prea multe vise și chestii de genul ăsta, cum că am jucat cu o echipă din Portugalia. De la locul 4 în jos, nu prea mai există fotbal în Portugalia. Acum, Guimaraes n-a venit tocmai cu cei mai buni jucători pe care avea. Dincolo de asta, nici n-a părut foarte interesată de partida asta, la modul că nu și-a dorit să se lupte cu ghearele și cu dinții pentru ceva. N-a tras niciun șut pe poartă, da, tot meciul. Asta e stilul lui Guimaraes în deplasare. Așa joacă și o fac pe proști. În competițiile interne, așa joacă și în cupele europene atunci când iese. Eu nu cred că Guimaraes, o echipă precum Guimaraes, își dorește să intre în cupele Digi Europa. Sunt niște bani acolo, 2, 3, 4, 5 milioane de euro, în condițiile în care Guimaraes nu cred că are bugetul mai mare decât al CFR-ului. Spuneam, păi nu, ei au jucători undeva la 2 milioane, 3 milioane de euro cotați. Spuneam ieri de rezultatele lui Guimaraes și cu echipele mari din Portugalia, aceleași rezultate pe care le-ar fi avut și FCSB-ul dacă ar fi jucat în Portugalia, adică că nu-i nicio diferență din punctul ăsta de vedere. Au mai reușit ei pe aici, pe acolo, să mai scoată cât un egal, dar mai mult de atât, extrem de rar s-a întâmplat. Hai să-i lăsăm pe FCSB, o să vedem la retur, să sperăm că au din nou norocul pe care l-au avut în turul anterior și să ne lăudăm, Sabine. Da, ne-a ieșit biletul din nou, parțial, ce-i drept, pentru că am avut și o miză returnată, dar pentru a șaptea zi din ultimele 9 am ieșit pe plus. Asta înseamnă un vreo 75%. Da, contează foarte mult acest bilet de cota 2, să legăm astfel de, să legăm mai multe zile, pentru că știi ce se întâmplă. Mie mi se pare mai important să cunoști strategia. Dacă cunoști strategia de pe site și se leagă 3 zile, să spunem, în care nu iese biletul, atunci nu e o mare problemă. Exact. Păi da, totul este explicat pe site pe pariu12.ro, inclusiv strategia aceasta a cotei 2. Apropo, site-ul funcționează foarte bine, nu mai primim atât de multe mesaje legate de aspectul acesta, dar site-ul funcționează foarte bine, iar noi suntem ca de obicei la datorii. La datorii a fost și aseară, toate cele 3 super cote pariu12 făcute în emisiune au fost câștigătoare. Final a câștigat la mai mult de 2 goluri cu Berșeva, 3-0 a fost. X pauză am pariat noi la FCSB Guimaraes, 0-0, 0-0 și final. Partizan Molde, ambele marchează, a fost 2-1 final, 1-1 la pauză. Un pachetel bun de ponturi câștigătoare, ne-a salvat ponturile de pe ultima sută de metri, trebuie să recunoaștem. Ziua a început prost cu Suduva, cu Ludmogoreț, 0-0 acasă. Doar două victorii în deplasare, Sabine, din vreo 20 de meciuri. Da, 20 și cred că 20 au fost azi. Sperăm că Mașa Retur va propune mult mai multe victorii în deplasare și poate o vom vedea și pe FCSB câștigând și calificându-se în grupe. Bun, ne-am
am lămurit, hai să ne îndreptăm acum către ceea ce urmează. O să trecem rapid astăzi pentru că avem foarte multe meciuri, prefațăm weekendul, începem de joi și asta trebuie să știe telespectatorii noștri că întotdeauna prefațarea weekendului începe de joi. Joi și vineri sunt zilele în care vorbim despre ce se întâmplă în weekend. Începem în Bundesliga cu întâlnirea între Köln și Borussia Dortmund. Este meciul zilei Unibet. Dortmund probabil este noua campioană Germaniei, eu așa cred, o echipă solidă, cu adevărat solidă, cu chef de fotbal, cu fantezie, cu jucători care par determinați, implicați. Nu știu dacă același lucru se poate spune despre Bayern München, rămâne de văzut, ei transferă, da? Nu știu dacă va mai veni și al optulea titlu consecutiv pentru bavarezi. Cert e că în această etapă 1.46 este cota pentru victoria lui Dortmund în deplasarea de la Köln, o cotă care a scăzut destul de mult, a fost undeva la 1.60, 1.70, 1.46 în momentul ăsta. X-ul are o cotă de 4.80, iar 1 solist o cotă de 6.25. De asemenea, din oferta Unibet noi am mai selectat câteva variante și anume oaspeții câștigă prima repriză o cotă de 1.85, adică 2 la pauză 1.85, Royce marchează 2.07, peste 3 goluri asiatic e o cotă de 1.70 și pontul pe care l-am ales este peste 2,5 goluri, o cotă de 1.45. Evident, ne gândim la o victorie a Dortmundului, ne gândim la probabil un meci cu multe goluri. Cam așa cred că vor fi parametrii astfel vor fi parametrii acestei echipe de-a lungul sezonului. Köln a pierdut în prima etapă pe terenul lui Wolfsburg. A fost 2-0 pentru Wolfsburg. Undeva minutele de prelungire Köln a reușit să marcheze. Început modest pentru un nou promovat, care iată, după o deplasare grea la Wolfsburg, are o partidă grea pe teren propriu cu Borussia Dortmund. Da, și tot o să aibă meciul greu de Köln, dar nu cred că anul ăsta va mai retrograda. Va fi jos acolo, dar nu va retrograda. Aș vrea să fac o altă remarcă. Cam ăsta e meciul Köln-Dortmund. Probabil un X12 de 2,5 goluri. Dortmund marchează două goluri, de asemenea o variantă bună. Referitor la Bayern, aș vrea să fac o remarcă. Bayern își construiește o echipă. Nu știu dacă anul ăsta sunt fel convins că vor reuși să egaleze măcar performanțele din anul anterior, dar acolo se construiește o echipă. Au transferat jucători tineri, încă mai pot să aducă ceva jucători tineri. Da, probabil e sezonul lui Dortmund în care Bayern să-și reintre în drepturi odată cu stagiunea 2020-2021. Da, să fii la Bayern München e ca și cum ai lucra la stat în România, Sabine. Ai un loc călduț acolo, te uiți la toți fotbaliștii ăștia, gen Thomas Müller, gen Ribéry și toți ceilalți, care de bine, de rău, prin momente bune, prin momente grele, ei și-au luat salariu, au avut o viață liniștită, plăcută. Nu e foarte greu să fii fotbalist acolo, mai ales când 90% ai câștigat titlul în fiecare sezon. Să sperăm că se schimbă ceva. Eu zic că Dortmund va fi echipa surpriză a Europei în acest sezon, la fel cum Ajax a fost numărul 1 în Europa în ediția trecută a Ligii Campionilor și campionatului intern. Mergem mai departe, hai să vedem restul partidelor din Bundesliga. Meci interesant între Fortuna Düsseldorf și cei de la Leverkusen. Leverkusen dezamăgitoare în prima etapă. Mă așteptam la așa ceva. Știți că am luat un vizor pe Leverkusen de câteva sezoane și tot mă iau de ei. Practic, exact cum spuneam, să fii la Bayern München e ca și cum ai lucra la stat, dar să nu credeți că e mare diferență dacă ești la Bayern Leverkusen și la o serie de alte formații din Bundesliga. O stabilitate nemaipomenită din punct de vedere financiar. Acolo, dacă ai contractul, ți-l duci la capăt, nu contează
contează, joci, nu joci, foarte greu să dau și antrenorii afară și alte lucruri de genul acesta. Leverkusen în prima etapă s-a chinuit teribil pe teren propriu într-un meci cu o nou promovată Paderborn, a bătut cu 3-2 într-o partidă în care, spuneai tu, Savine, 23% a avut posesie Paderborn. Düsseldorf, în schimb, de partea cealaltă, a câștigat spectaculos, aș spune, în prima rundă cu terenul lui Bremen. Da, partide interesante și în această rundă. Spuneai despre foarte interesantă remarca asta legată de stabilitatea cluburilor din Bundesliga, dar e și o chestie care se construiește și este genul de crecere la care jucătorii buni și foarte buni ai lumii aderă, vor să ajungă acolo, da? Păi uite-te la Coutinho, Sabine, că de aici am mea... La Coutinho voiam să ajung. Exact. Nu a avut deocamdată o carieră foarte lungă, dar a avut mult de tras și la Liverpool, în condițiile în care echipa era, abia atunci se credea. Da, adu-ți aminte în ce fel a plecat de la Liverpool, urâțel, da, să spunem, da? Apoi felul în care a părut dezinteresat de cariera lui și de, eu știu, o luptă pentru a fi titular la Barcelona și așa mai departe, până când, iată, ajunge în Bundesliga și exact ca și cum ai lucrat la TVR, spre exemplu, ai locul asigurat multă vreme. Dacă vrei să te retragi de acolo te retragi. Exact. Bun, deci Düsseldorf Leverkusen ambele marchează. 1.44, 1.46 Paderborn, Freiburg, gol până în minutul 30, 1.66 Paderborn a pierdut la Leverkusen 2-3, 2-2 la pauză, a fost o nebunie de meci. Leipzig, Frankfurt, 1.04 gol, cota 1.42. Sunt argumente de partea gazelor chiar foarte multe, dar nu mi se pare corectă cota de 1.50 la 1.30. Căutăm să ne acoperim puțin. Meciul de duminică la 4:30 după amiază nu trebuie ratat, o partidă interesantă. Mainz cu Mehem la Mahtic, 2 și sub 5.5 goluri, cota 1.50. Anul trecut puține emoții pentru Mainz și pentru destule echipe în ceea ce privește retrogradarea, pentru că erau trei echipe acolo care s-au legat cu dinții de ultimele trei locuri. Sezonul ăsta nu cred că va mai fi așa, iar Mainz poate intra serios în lupta pentru evitarea ligii a doua. Hoffenheim, Bremen, 1.15-1.5 goluri. Atenție la pariurile pe Hoffen în acest debut de sezon, sau măcar în aceste primele 2-3 etape. Au fost vândut câțiva jucători de bază, Demir Bailly, Nico Schulz, Joel Linton, oameni cu greutate la Hoffen. Transferul subțirele, Kramari și Grilish sunt accidentați, deci mare, atenție, nu mare, deci atenție cu Hoffenheim. Și Schalke, Bayern 2 solist, cota 1.40, 2-2 Bayern cu Hertha în prima rundă, la München, dar la fel de bine putea fi și 4-2, 5-2, 6-2, pentru că Bayern la a doua repriză a ratat tot ce se putea rata. Hertha nu prea a mai văzut jumătate de teren adversă, deci o partidă disputată la o singură poartă. Ok, mergem mai departe. Haideți să vedem acum ce se întâmplă în La Liga. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici văd toate meciurile în direct și am informații la secund. Începem cu o partidă care parcă are potențial pentru spectacol. Granada-Sevilla. Granada, o prestație absolut surprinzătoare în prima etapă. 4-4 pe terenul lui Villarreal. Sevilla și ea în grafic, evident, de la Sevilla avem alte pretenții. Să fie un gol, un meci, Sabine, cu ambele marchează și peste 2.5? Da, este posibil. Eu am văzut pe Sevilla în meciul cu Espanyol. Nu am văzut partida complet, am văzut vreo 60 de minute. Sevilla putea primi gol acolo. Nu este o echipă chiar atât de solidă pe cât ar da impresia. Bine, nici sezonul anterior ne aducem aminte necazuri mari pe final de stagiune. Granada vine cu moralul ăsta fantastic și cu Roberto Soldado, care, uite, a marcat la primul meci oficial în tricoul noi sale echipe, după două sezoane la Fenerbahce. Da, pare o partidă de spectacol. Avem o seară de vine senzațională în materie de fotbal. Granada și vine Köln, Dortmund, Villa, Everton, două meciuri de Liga 1.
Așa este, ai subliniat o chestie, Sabina, apropo de campionatul spaniol. Iată, a început cu nervi, aș spune, pentru că au fost 10 partide în prima etapă și 6 cartonașe roșii. Și multe galbene, evident. Multe galbene, au curs galbenele, uite, și Ocampos a luat galben și s-a și accidentat în deplasare pe bine de spaniol și nu va juca la Granada, da, multe, multe galbene și roșii. Celta Valencia ambele marchează cota 1.70 și Gameiro a fost sânge și demă pentru Valencia în prima rundă, a marcat contra Sociedadului, dar a ratat și un penalti, un penalti prin minutul 90 ceva, 90 plus ceva, pentru că Sociedadul a egalat în minutul 90 plus 11, deci o partidă prelungită mult. Francisco Clan eliminat pentru Valencia în această partidă, în partida din prima rundă, nu va juca la Vigo. Cum spuneai și tu, a fost o rundă cu multe eliminări, inclusiv Real Madrid a avut un jucător eliminat în victoria de la Celta Vigo, 3-1, este vorba de Luka Modric. Real urmează a juca pe teren propriu cu Valladolid, nu va conta pe Luka Modric. Rivala Realului din această partidă, Valladolid, vine după victoria la Betis, însă o victorie venită din nou în circunstanțe speciale, pentru că Betis, ce a avut? A avut un eliminat încă din minutul 8 al partidei, deci a jucat aproape întreg meciul cu nou mai puțin pe teren și chiar și în aceste condiții Valladolid era cât pe ce să pierdă toate cele 3 puncte. Real Madrid, Valladolid 1 cu handicap aria din minus 1.5 goluri, cota 1.57, practic un rezultat în pe linia rezultatelor din celelalte partide, din precedentele meciuri directe Real Valladolid. Leganes, echipa preferată a motonelului tău, Atletico Madrid, x2.03 goluri, cota 1.42, atenție, este meciul în care poate reveni Diego Costa și a ispășit cele 8 etape de suspendare. Știm motivul, l-a jurat pe arbitru partidei Barcelona Atletico din luna martie sau aprilie. 8 etape a primit, dar poate reveni pe teren această partidă. Să știi, Sabine, apropo de Leganes, foarte nemulțumit Tomiță de echipă în acest sezon. Mi-a spus că nu i-a plăcut deloc ce a văzut în prima etapă. Radu Banciu spunea că e genul de formație care ar putea retrograda în al doilea sezon. L-a trecut cu bine al doilea sezon, dar în al treilea nici Tomiță, să știi că nu e deloc optimist. El critică în primul rând așezarea acestei formații. O așezare cu trei fundași centrali, cu doi jucători de bandă care îi sprijină, dar ar vrea să vadă spectacol. El spune că așa ar înțelege el fotbalul. Da, și e pe joacă tot. Da, vrea spectacol, vrea goluri. Absolut, absolut. El se joacă cu Bela, știi, cu soția. Da. Și Bela e foarte pricepută cu mingiuțe, cu chestii de genul ăsta și aleargă, iar Tomiță o ia ca exemplu și spune, domne, uite, de ce nu fac și ăștia la fel cum se joacă Bela cu biluțele, știi? Nemulțumit, dar să vedem etapa asta, mi-e groază dacă cumva Leganes pierde din nou și... Se joacă Bela cu tigrele după aia, la aleargă prin casă. Să ne rugăm la Doamne, Doamne și la Dumnezeul lui Leganes să scoate Leganes băcarul legal. Altfel o să am un pisoi foarte nemulțumit. Nu mai stai în casă. Până luni noapte nu mai ajungi să stai afară. Barcelona Betis 1 și peste 1.5 gol, cota 1.38. S-a văzut ce înseamnă Barcelona fără Messi. Cu De Jong, cu Griezmann, dar fără Messi. Ne cază, mai revine Messi tura asta. Cel puțin așa anunță presa spaniolă. Vor sări din schemă Suarez și Dembele. Griezmann va intra în avampostul alături de Messi și de puștul Carlos Perez. Este un produs al Academiei Barcelonei. 21 de ani, are doar două meciuri la echipa mare, unul anul trecut și unul anul ăsta. Să vedem, vor să-l propulseze, e momentul, pentru că Suarez deja, în sfârșit, se apropie de finalul carierei, nici Messi nu prea mai este tânăr, e nevoie de sânge cu pasul acolo.
Da, vom vedea. Oricum, Barcelona, echipă făcută pe jocul lui Messi, clar, și în momentul în care Messi lipsește, se pierd o serie de repere, da? Deocamdată trăim încă în era lui Messi și probabil lucrurile se vor îndrepta în curând. Mergem mai departe în Liga 1, prieteni, avem etapa cu numărul 7, deja suntem înaintea multor altor campionate din punctul ăsta de vedere, dar iarăși, din păcate, e singurul care ne face să fim înaintea unor cluburi ca Barcelona, ca Inter, spre exemplu, ca Juventus în Italia. Iată, abia urmează să înceapă campionatul. Noi suntem deja la etapa 7-a, îi privind de sus din punctul ăsta de vedere, dar doar din acest punct. Etapa cu numărul 7 le găsește pe Steaua și Dinamo la fundul clasamentului, la fundul sacului, acolo unde, din păcate, vor avea șansă, de unde din păcate vor avea șansa să iasă. M-aș bucura teribil să văd măcar una dintre ele mergând în Liga 2 și luptându-se pe viață și pe moarte cu formațiile de acolo. Un turist, Dinamo, spre exemplu, turist Turnu Măgurele, n-ar fi exclus, dar nu e exclus să-l vedem nici în Liga 1 în ediția de anul viitor. Cert e că Poli Iași e o formație grea a campionatului, joacă cu Chindia Târgoviște, bineînțeles, adversar care poate fi desconsiderat cu ușurință. Să ne aducem aminte de Chindia Târgoviște, care a scos puncte doar în situații extrem de precare, precum în întâlnirea cu Dinamo, când a reușit să se impună. În privința acestei partide, ne așteptăm la o victorie a formației gazdă, dar în același timp știm foarte bine că e riscul ăsta ca Poli Iași să își subestimeze adversarul și să joace ceva mai modest. Da, s-au primit niște bani zilele astea, în sfârșit e liniște financiară la Poli. Măcar din punctul ăsta de vedere, cel puțin în cam cu ceea ce s-a spus, cred că seria bună a ieșenilor va continua. Meciul ăla de la Clinceni, Sabine, mie nu mi-e din cap pentru Chindia, când a fost absolut lamentabilă și evident Iașu e mare favorit aici. Mergem la Craiova Astra. Craiova are un nou antrenor, e vorba de Victor Pițurcă, care n-a mai antrenat de o bună bucată de vreme, de vreo 5 ani n-a mai antrenat deloc, de vreo 9 n-a mai antrenat, 8-9 n-a mai antrenat în România. Reviriment, Sabine, sau mai durează? No, reviriment, cu siguranță, pentru că Papură, da, echipa a jucat cam ce a jucat cu comanda lui Mangea. Papură nu a reușit să aducă ceva nou. Poate că era ok vestiarul, deși nu mi se pare. Dacă n-ar fi târziu, ți-ai spune o chestie amuzantă pe care am văzut-o, dar spun cu ocazia următoare. Așadar, ce jucăm aici, Sabine? Peste 4,5 cartonașe, cota 1,42, până la urmă este un meci deocamdată la limita dintre play-off și play-out. CFR Cluj FC Botoșani, oase tip peste 2,5 conere, cota 1,44, pariu simplu. CFR Cluj va juca cu echipa a doua, chiar și în aceste condiții, eu cred că o poate învinge pe FC Botoșani. În schimb, FC Botoșani e bătăioasă și sunt curios cum se va comporta Botoșaniul după primul eșec, foarte posibil să vină în această etapă la Cluj. Viitorul FC Voluntari, 1 și cel puțin 2 goluri în meci, cota 1,50. Hagi e spărat pe toată lumea dacă se va mai liniști după partida asta. Și gazda ta, media și FCSB, peste 4,5 cartonașe, cota 1,47. O să vedem, e un meci mai complicat, mai ales că FCSB este și în mijlocul dublei cu Guimaraes, motiv din care evităm pariurile 1-2. Mergem mai departe, haideți să vedem super cotele pe care vi le-am pregătit. Avem câteva cote ceva mai curajoase pentru weekend. Craiova Astra, ambele marchează, o cotă foarte bună, cota 2 de încercat. Köln Borussia Dortmund 2 și Alcacer să marcheze, 2.38. Norwich Chelsea să aibă mai mult cu cel puțin două cornere decât adversarul, dar dacă are doar unul mai mult
primim bani înapoi. Liverpool, Arsenal 1 și ambele marchează. Benfica, Porto, derby între primele două clasate în ediția trecută, X-Solist. Barcelona, Betis, peste 3,5 goluri și o cotă de 2. Mergem mai departe, haideți să vedem biletul în cota 2. Înainte de a vedea biletul, să vă citesc un mesaj. Își revine Leganes, spune Irina Gavrilă. O să vezi, Tomiță cu siguranță dă din coadă în momentul ăsta. Biletul în cota 2 are următoarele meciuri: Aston Villa Everton sub 1,5 goluri în prima repriză, o cotă de 1,48, și apoi două cote mai micuțe pentru a ajunge la cota 2 pe care o vânăm: Breda Cambuur și Köln Dortmund, minimum 2 goluri în meci. Ar fi al 8-lea în ultimele 10 meciuri, în ultimele 10 zile, dacă iese câștigător. Da, să sperăm că vom avea din nou profit. Și uite, urmează și o rubrică cu multe pronosticuri pentru întreg weekendul, dar între cealaltă de ziua de vineri. Așa este, și bineînțeles că văzând aceste pronosticuri o să putem să le verificăm și în oferta Sportingbet, acolo unde sunt cote chiar foarte, foarte mari. Așadar, răsfoim restul ofertei pentru ziua de mâine. Începem în Anglia, acolo unde Sabine doctor. Sabine, ce ne propui? Avem un Aston Villa Everton X205 goluri și peste 9,5 cornere, cote bune, 1,44-1,50. Villa a pornit cu stângul, două înfrângeri în primele două etape. Everton ușor lipsit de eficacitate, dar chiar și așa are 4 puncte. Moise Kean, fostul Juventine, s-a anunțat titular. Mini derby și în Belgia, Genk Anderlecht X2 în repriza secundă și gol în ambele reprize, cota 1,54. În continuare, un pachetel de ponturi din prima ligă cehă, din Zweite Bundesliga, din Liga 2 olandeză, avem 3 ponturi, bineînțeles, golurile sunt la putere acolo. Și în final, pariuri din Rusia și Turcia. Atenție, sunt pariuri pe întreg weekendul, pentru că mâine nu vom avea timp de toate. Pariem pe granzii din Rusia, dacă vrei, Zenit, ca Moscova, Spartak, iar din Turcia, Beşiktaş, care trebuie să se vină după dezastru din prima etapă, 0-3 de pasare. Fenerbahçe ar putea bifa un rezultat bun într-o depasare grea. Galatasaray-Sporul 1 Solis cota 1,42. Cam atât pentru această seară. Mai multe detalii pe site-ul nostru pariuri1x2.ro. Vă dorim o noapte liniștită și baftă la pariuri. Acest program v-a fost oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Iubirea nu e despre gesturi perfecte, ci despre intenția din spate. De aceea la Carrefour avem detergent Ariel 13 kg la 98,90 lei și 25% reducere la gama de gel de duș Dove. Oferte valabile între 22 și 28 august. Cumpără mai multe și de pe carrefour.ro. Carrefour, cu toții merităm ce mai bun. Durerea musculară poate dura zi și noapte neîntrerupt. La fel și efectul acestui nou emplastru de la Nurofen. Flexibil și adaptabil, eliberează continuu ibuprofen exact acolo unde este nevoie pentru o acțiune antiinflamatoare de 24 de ore. Calmează durerea musculară pentru 24 de ore cu un emplastru Nurofen. Acesta este un medicament.